Știi de ce e mult mai drept? Îți dau să spun un secret. De ce? N-ai mai băut bere la asta. Nu? Nu. Ăsta ai făcut noaptea, ăsta ai făcut ziua. Deci așa arată o lucrare noaptea. Și acum avem una de zi. Uite-o de zi. Aici e întrebarea, cine a lucrat aici, în partea asta? Că nu pare stilul tău aici. Nu, serios. Acum lăsăm glumă. Ăsta chiar arată drept. Ăla chiar bine. Arată bine. Sunt pus... Nu o să-l mai vadă nici ăsta. Ei nu, el nu o să se mai vadă, că o să vină placat. Că... Dar cine crezi? Și acum mai ia să iau pe ea de acolo. Asta voiam să te întreb. Ce... Aia de acolo o să iau să-i pun aici, în continuare. Plecu, a, păștii de aici, care au mai rămas, nu? Da. Păi de acolo o să iau să-i pun în partea asta aici. Și să știți că n-am renunțat la proiectul cu asta de aici. Dar am zis să facem întâi așa, ei, după ce o fac întâi în fața aici, să mă văd cu el închis până sus peretele. Asta vreau să întreb. Ce ori, deci el ar trebui să fie un singur perete, cum ar veni despărțit de holul ăsta, cum ziceai tu aici, nu? Da, aici. Da, despărțit de hol. După care? După care, uite, vină o coace în partea asta. După care vin în partea asta, aici, și plec aici cu sacii invers acum. Plec cu un rând așa, aici, și cu unul așa. Că în caz de plecare cumva în coas spre vești, n-au cum să plece, că sunt ăștia invers, contra. Și până eu vin cu peretele gros de aici, până pe aici, și de aici cu eventual o să mă strintez un pic, să nu se ducă în vești, să nu ajungi. Este riscul să rupă pământul cu peretele, să ducă jos, știi? Și atunci o să vin cu peretele până aici, până în interior aici băgat, și până pe aici de gros, atât. Și cu asta, stâlpul ăsta va rămâne aici și vin până mă... Încoace cu peretele până aici. Deci eu practic până aici să fac peretele. Până aici, am înțeles. Deci eu de acolo până aici mai am. Până aici, da. Aici n-aș mai avea mult. Nu mai e mult de făcut. Unde o să scot geamul ăsta? Ai geamul. Ai va veni scos. Va veni scos geamul de aici și pus drept. Va veni scos, că uite, și așa se mișcă geamul. Ia, uite. Ăsta o să iasă de aici. Stelpul ăsta o să-l dau de aici la o parte. Vedem cum fac cu el să-l dau. Și ziceai că tu ai vrut să dărâm, dar noroc cu vecina, că te-a oprit, nu? Nu, nu că n-a făcut rău. M-am gândit și eu pe păi nu, nu, da. N-ai unde să mai adăpostez. N-ai unde, da. N-avem și aici pot să lucrez, dacă îi dau un exemplu, dacă se dezgheață pământul, că se mai încălzește un pic de sâmbătă și pot să lucrez, pot să încarc grămadă de pământ, dacă plouă, pot să lucrez și acela, de pot să fac. Exact. Dar dacă e în aer liber, nu pot să mai faci nimic. Ideea e că peretele ăsta, tu zici că se duce până în cas, până unde începe acolo gipsul ăla. Până aici, până aici, nu? Până aici, da. Da, până aici. Până aici. Problema delicată nu e asta. Problema delicată e prietenul de interior, care vine așa, de acolo. A. Că ăla trebuie să vin jumătate în casă, jumătate afară cu peretele. Că-i lat. Dar m-am gândit că ăla nu o să-l mai fac lat așa peretele de în casă, de interior. Că ăla de interior nici nu trebuie lat așa. Peretele de interior îl fac doar, pun doar un rând de saci așa și încă două așa. Atât vin cu el. Pentru că ocupă loc mult în casă. Da, 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 da. Păi ia vină încoace să-ți arăt aici, dacă vezi ca ultima fază, când ai venit cu peretele pe interior. Hai că cu ăsta de interior faci, că ai unde să te duci în afară încolo. Te duci încolo, da. Păi iată, era să intru pe ușa aia, că nu-i în bala mare, mai ne venea și ușa în cap. Mai vedeai și cădere spectaculoasă, dar problema mare e aici, că eu cu peretele la altul trebuie să vin pe aici. Deci de aici, dar cum am venit de acolo de parte, eu cu peretele pe aici trebuie să vin. Așa și? Pe aici trebuie să vin. Și de-aia nu pot să-l fac lat rău. Atunci eu o să vin cu el pe aici, că până aici vine ăla. Da. Eu de aici o să vin cu peretele, știi? Dar ușa asta, atunci va trebui să plece de aici. Dacă stau să mă gândesc, sau las ușa aici și vin cu peretele ăla până ea aici, și pe de aici încolo, iar, plec cu peretele să mă unesc cu ăla. Dar trebuie să intru o parte în cameră cu el și o parte cel puțin până pe aici să-mi ajungă. Să-mi vină mie. De nu trebuie să fiu mult cu el. Că te fac socoteală din peretele ăsta de aici, de interior, de peretele de interior și până peretele de interior, de sas de aici, să am minim cel puțin 3 metri. Și eu nu o să am decât 2,70. Că îi ocupă mult. Ocupă mult, da, văd, da. M-am băgat cam mult. Am greșit-o. Am greșit-o, m-am băgat cam mult. Trebuie să mă bag mai puțin. Trebuie să te duci mai așa un pic. Trebuie să mă bag mai puțin. Deci trebuie să mă bag atât. Eu m-am băgat cu un sac jumătate. Aici, zici tu, da, jos. Da, trebuie să mă bag doar cu o linie. Vezi? Unde? Uite unde e grinda. Uite. Uite cât m-am băgat eu cu el. M-am băgat cu un sac de ăsta și trebuia doar cu un rând, trebuia să-i fie săpat în pământ, să-i fi venit cu marginea peretelui chiar în rasul grinzii. Aici trebuia să-i fi venit. Tu ai intrat un pic așa în interior. Am intrat și acum nu mai pot să-l mai modific, că să-l modific, îți dai tot la o parte, iar. Ce faci? Păi muncești ca nebun, iar îl dai ca să poți să-i muți pe toți, să-i dai toți la o parte, iar.
și cu ăsta tot la fel, ca să fie în linie. Da. Că vreau să mă fac acolo mai așa și cu ăsta mai așa. Numai că ăsta mi se pare mie că este mai lat. Dacă stai să te gândești. Dacă stai să-l oferi, e mai lat un pic, uite, după croen. Să și vede, uite. Este la nivel cu ăsta, știi? Dar mai, s-a așezat mai bine ăsta, ca ăsta. Și ăsta pare un pic mai drept, mai da? Bine făcut ăsta. Pentru că știi de ce? Aici n-am mai săpat împrutura asta care eu am îndreptat atunci când am băgat-o. Eu am lăsat-o drept, împrutura asta. Dacă eu săpam împrutura asta și făceam cap asta de aici, peretele ăsta automat ieșea ca ăsta. Ăsta. Nu, dar asta arată, uite-te cum arată aici, mai drept, mult mai drept ăsta. Păi e mult mai drept, uite. Da. Dar și știi de ce e mult mai drept? Îți dau să spun un secret. De ce? N-ai mai băut bere la asta. Nu. Ăsta ai făcut noaptea, ăsta ai făcut ziua. Deci așa arată lucrare noaptea. Și acum avem una de zi. Uite de zi. Aici e întrebarea aia, cine v-a lucrat aici, în partea asta? Că nu pare stilul tău aici. Nu, serios, acum lăsăm glumă. Ăsta chiar arată drept, chiar bine. Arată bine. Sunt pus... Nu o să-l mai vadă nici ăsta. El nu o să se mai vadă, că o să vină placat. Că Nene Maria zicea că se placheze, se placheze, să dau cu paie și cu baligă și așa. Mi-ai zis, da. Dar cineva mi-a zis așa, că te-ai putea să mai faci altceva. Ce aceștia nu mai pleacă de aici, că n-are cum să ducă. Nu mai dărâng grinda de sus de acolo. Vii cu un rând, două, până sub grindă și să încerc să mai vii cu încă un rând peste grindă, peste ei, ca să țină și grindă. Am înțeles și zici, da. Să țină și grindă și nu mai dărâm nimica. Ce singurul care îl dărâm tu, doar acoperișul va fi. Pentru că trebuie să-l iei, că nu poți să finalizezi peretele de sac. Să-l faci până acolo, și până da. Faci până acoperișul înapoi. După aia, zice, îi tor centura sus pe ei de beton, cum ai zis tu, dar poate să fie și multibat, zice, pe rapid, că să ține, să întărește, știi? Și după aia, să fie aici cu găuri, dacă s-o muia pământul, nu apă. Să fie cu găuri aici, în jos, să faci seava de aia de pe exalt, de aia de 110, de aia de scurgere, de canalizare, să bagi în jos, să torni beton pe lângă ea și să bagi în țeava aia, să bagi pătrați, de 8 pe 8 sau de 10 pe 10, să-i bagi pe aici, să vii cu ei drept în sus și o să vii cu altul, în partea aia, să te lași de altul. Și aici a pusă vată frumos peste ăștia, pusă platat cu vată tot, și după aia, pentru că tu OSB-ul de la gros și îl bați în cuie pe pătrați. Tu trebuie să le dai un aspect aici, că ăsta păi e... Da, păi, dai un aspect, păi de asta zic, da. Păi da, dacă nu poți să le lași așa. Nu, păi dacă vii cu pătratul la dreptul, înainte de gaură, nu dau gaură aici. Bineînțeles, da, da. Nu, eu o să pun pătratul pe lângă el pe aici și văd cum încade. Unde încade pătratul, vine de acolo, că pătratul încade drept aici. Aici ai dat gaură. Acolo, ok. Și ziceai că nu renunți nici la ăsta de aici, nu? La ce? Asta. Nu adică, renunți la ăla. Dar adică la... sacii se vor duce așa, teoretic, mai departe, nu? Se vor duce nu? Așa, dar întâi să terminăm asta aici și nu știm ce o ieși. Acum, ce o ieși? Orică o ieși o cameră bună de satania, orică o ieși o bucătărie. De a vedem cum iese. Dacă ne place și ne convine cum iese și vedem randamentul de căldură care va fi, atunci noi putem să continuăm mai departe să facem și pare. Pe toată așa? Să facem toată la fel, da. Dacă facem tot la fel. Facem una și aceeași. Dar gândește-ne că până astea, curentul și vântul când o bate, nu-ți mai intră. Nu mai intră, da. Și dacă pui și vata, și mai ales frigul, când îi face focul în pereții ăștia, iarna viitoare, când îi face focul și avea placa și cu vata, păi ție frigul pe aici, n-are cum să-ți mai intre. Atunci o să țină căldura în casă. O să fie altfel. Da, pare mai izolată cum ar veni. Da. Să fie mult mai bine. Da, acum să fie stabilă. Eu aici am probleme, dubii. Da? E stabilă? E stabilă. Aia să fie, să plece, pleca până acum. Păi gândește că eu pe asta am făcut-o. După ce am făcut-o, a început noaptea atunci o ploaie torențială. După ce am venit eu și m-am culcat pe la 7-8 dimineață, aud pe casă cu ploua. Mamă, zic, ploua. Când ies afară, ploua pe ei. Dar ăsta e un material care nu intră apa în el. Alunecă. Nu prea intră. Da. Și cu a intrat apa în primul, să zic 10 cm. În al doilea, un pic. Dar de aici, până acolo, uite cât mai sunt, da. Și rezistă tabla la ploi, la astea, mai intră apă în casa, nu mai intră, nu? Nu mai intră. Nu, dar zic să izolezi acolo, Artur, la voi acolo. Să faci ceva, acolo să... Acolo trebuie astăzi neapărat... Soba să meargă, să funcționeze tot. O să mă duc să iau pe Ramona de la Bălții ăștia, am vorbit cu vecina, cu Claudia, merge ea să o iau. Și o să mă duc să iau pe Ramona, mi-a zis vecina, ce îmi plătești doar motorina, ce până acolo, că n-am consum. Artur, ne vedem. Ramona, o să întind covorul ăsta să fie frumos aici și o iau de asta, iau folie de aia groasă, de aia albă și îi dau ca așa, iau și altă culoare, dar nu poți să dai pe geam, că rămâne întuneric. Și să meargă soba, să facă să funcționeze, că să meargă soba, că altfel nu poți să stai fără foc aici. Păi merge soba, acum nu am probleme cu ea. Și eu zic să mai aduci și niște lemne tăiate, să le ai la îndemână acolo. Păi nu, că toporul la bunul e la Bălțești, că l-a luat acolo ca să taie. Hai, mai tăia lemne acolo. Dacă îl aduc de acolo, când îl aduc de acolo, vin cu toporul, vă dați seama că
Mă apuc acum până s-o însera. Să-ți faci niște surcele, niște dau chestii, întâi, da? Cu, videz întâi cu folie, că mi-a zis, mergem cu mașina dacă e să luăm, să iei folie, repede, de 30 de lei, să iei folie, după aia ce vidăm. Când mergem, o luăm pe ea și zice, după aia zice, după ce o aducem, vidăm repede, cu folie, și faci focul, tot, zice, înainte afară, să vină, da. Da. Îi dăm roate pe afară și nu o să mai fie așa frigul ăsta. Bine, Artur, ne vedem. Și ăsta e înghețat tot, deci nu poți să bagi nimic la saj, n-ai cum să faci, dacă vrei să bagi pământ, nu poți să bagi acum. Păi da, nu, n-ai, nici dacă îi lăsai așa, nu aveai cum să mai continui deocamdată. N-ai cum, nu vezi că nu poți să mai munci pe aia, că și ce face, se rupe dacă trag de el. Se rupe, exact, da. Și nu mai folosesc, nu-i... Artur, ne vedem data arhitect, viitoare. M-a sunat arhitect că mi-a cumpărat 300 de saj de la Leroy Merlin. Să mă duc pe data aia două la Ploiești să iau. Zic, bine, vin la plăie și eu. Dar stai, că oricum, deocamdată totul e... Nu ai cum să bagi nimic deocamdată. N-ai cum, dar să fie saci aduci, că dacă ai 300 de saci cu oie, termin lejer, nici nu țin atâta.